Președintele Consiliului Județean Tănuț Cristescu a susținut o conferință de presă. În cadrul acesteia au fost abordate mai multe subiecte, printre care și unul care vizează instituția pe care o conduce. Acesta a anunțat că aici are loc o reorganizare. Vreau să fac acest lucru încă de acum 3-4 luni. Avem nevoie de această reorganizare la nivelul Consiliului Județean Tărorman. Încă de la preluarea mandatului am spus că vreau să am un aparat administrativ eficient. Nu avem nevoie de foarte mulți funcționari ca să putem să implementăm obiectivele de investiții la nivelul județului Tărorman. Pe de altă parte, vreau să vă spun că și populația județului a scăzut și atunci clar se impunea o reorganizare la nivelul aparatului administrativ. Vă anunț că este o primă reorganizare a Consiliului Județean Tărorman, în condițiile în care constat că noi directori care vor fi numiți, pentru că sunt și schimbări la nivel de directori și directori ajuns la nivelul Consiliului Județean Tărorman, atunci voi lua deciziile astfel cum acești oameni își vor desfășura activitatea în cadrul Consiliului Județean. Facem o reducere de 20 de posturi. Organigrama prevedea 187 de posturi, ne reducem la 157. Dănuț Cristescu a menționat faptul că au fost reduse 20 de posturi, astfel s-a ajuns acum la un număr de 157 de angajați. De asemenea, va mai avea loc astfel de etapă, iar la final de an funcționarii din Consiliul Județean vor fi evaluați. Cine obține satisfăcător riscă să-și piardă locul de muncă. La finalul anului vom avea evaluări conform codului administrativ. Fiecare funcționar public va fi evaluat în condițiile în care vor fi funcționari care vor primi calificativul satisfăcător, se poate desface și contractul de muncă. Sper ca la finalul anului directorii și vicepreședinții să evalueze corespunzător fiecare funcționar, ulterior să supervizez acest lucru. Urmează în perioada următoare să facem o analiză la toate instituțiile din subordinea Consiliului Județean Tărorman, să vedem dacă funcționarii din aceste instituții își desfășoară activitatea în mod corespunzător, așa cum prevede fișa postului. Voi avea discuții cu fiecare director în parte, în condițiile în care sunt nemulțumit de activitatea acestor instituții, vom face reorganizări și cred că este necesar să facem reorganizări și la nivelul acestor instituții. Am mai decis un lucru, să nu mai scoatem posturi la concurs decât dacă sunt suficient de bine fundamentate. Am constatat că la nivelul anumitor instituții am informații, nu am și dovezi. Acolo lucrurile n-au funcționat așa cum trebuie, comisiile nu prea și-au făcut treaba cum trebuie, însă sunt doar niște informații, atunci când voi avea dovezi, voi și trage la răspundere cei care sunt responsabili de acest lucru. Angajații celorlalte instituții subordonate Consiliului nu ar trebui să se culce pe ureche. Vizați sunt și ei, deci reorganizări vor avea loc în toate deconcentratele ce aparțin de Consiliul Județean.